Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Și cu Vlad Petreanu astăzi și cu dumneavoastră trăim istoria și o comentăm. Asta facem noi la România în direct, la Europa FM în general. Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi, nu începând de astăzi, ci din ianuarie, dacă nu mă înșel, așa, Vlad, se schimbă președinția? Da. Cam atunci. În perioada asta este... Adică acum va fi pentru Obama... Se cheamă lame duck government, adică guvernul rață-șchioapă. Așa este în traducerea exactă. Este un guvern care practic nu mai poate face nimic. E un mic guvern de tranziție, da, o președinție de tranziție. Interimar. Da, lame duck presidency, îi spune. Bun, deci viitorul ăsta e. Donald Trump a câștigat alegerile din Statele Unite pentru aceia dintre dumneavoastră care s-au trezit mai târziu, foarte târziu astăzi. Bună dimineața! Spre deosebire de noi ăștia la alții. Deci Donald Trump va fi președintele Statelor Unite curând, foarte curând, și de aici încolo lucrurile încep să arate un pic altfel pentru tot mapamondul, căci vorbim de o putere care influențează tot mapamondul, iar țara noastră în mod special, noi având un parteneriat strategic cu America în cadrul NATO, dar și în afara lui un pic. Mare atenție! Spuneai mai devreme, Vlad, că e de fapt un derapaj democratic, nu? Ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Nu, spun că e oscilația democrației. Spun că democrația oscilează într-o zonă autoritaristă, de așa, și mai demagogică, mai populistă. Păi, cred că e din pricina dezamăgirii oamenilor față de elitele care îi conduc. Nu, nu. Eu te întreb, de ce zici că alegerea lui Donald Trump într-un mod democratic reprezintă o oscilație a democrației? O oscilație către populism și către demagogie. Pentru că Trump este un demagog și un populist. Este un mincinos. Este cineva care promite lucruri pe care nu cred sincer și nu sunt singurul, că nu cred că are cum să le îndeplinească. Te referi la zidul ăla cu Mexicul? Da, zidul cu Mexicul, revenirea industriei americane, investiții uriașe. În infrastructură. Da. Desfințarea Obamacare. Și așa mai departe. Desfințarea Obamacare, nu cred că poate face lucrurile astea, dar oamenii l-au crezut. E interesant, cred că merită urmărite analizele în perioada asta și văzut exact de ce anume a câștigat. Am văzut o remarcă a unui director de vânzări din Statele Unite, care spune așa: a câștigat, deci Donald Trump a câștigat pentru că a vorbit cu alegătorii cu care nimeni altcineva nu vorbește. Între establishmentul de la Washington și o mare parte din poporul american este o distanță uriașă. Așa cum este, de fapt, între politicienii din majoritatea democrațiilor occidentale în momentul ăsta și alegători. Nici noi în România, nici politicienii noștri nu vorbesc direct cu alegătorii decât în perioada campaniilor electorale, când îi mint că o să le dea salarii. Okay. Și e un moment interesant ca să înțelegeți ce spune omul ăsta, că Trump a vorbit cu oamenii cu care nimeni altcineva nu vorbea. Iată o scenă petrecută la un meeting în campanie electorală, petrecută în vară. Este la un meeting cu afroamericani. Așa. Ca să nu spun cu negri. Să-mi amintesc să spun în banc după aia. Da. Deci un meeting cu afroamericani. Și le spune în felul următor. Și citez exact. Trump, ovaționat. După un mic moment de ezitare, zice: ce aveți de pierdut dacă încercați ceva nou, cum ar fi Trump? Sunteți săraci, școlile voastre nu-s bune de nimic, n-aveți locuri de muncă, 58% dintre tinerii voștri sunt șomeri. Ce mama dracului mai aveți de pierdut? What the hell do you have to lose? Moment în care este un moment de, așa, e o ezitare în mulțime, după care toată sala aia îl ovaționează. Pentru că le spune adevărul. Se duce și vorbește cu niște oameni care se simt atât de departe de centru deciziei în Statele Unite, se simt săraci, păi da, mă, discriminați, încât vine cineva și le spune: de ce să-i votați pe ăilalți care vin din establishment? Hillary Clinton este reprezentanta establishmentului. Pe când Trump, parte... nu. Pe când Trump nu. Trump, cine... care atâția ani la televizor a jucat rolul a ceea ce este el, de fapt, al șefului dur, care îi dă afară fără discuție pe toți. Nu. Pe bune, ăsta este cel ovaționat de, da, masele, de clasa muncitoare? Da, pentru că clasa muncitoare vrea o schimbare. Și în cine să aibă încredere că când le promite o schimbare? Într-un reprezentant al establishmentului, cum este Hillary Clinton, care are o carieră politică de 31 de ani, o carieră prodigioasă de altfel, posturi în administrație, fost secretar de stat, adică ministru de externe, băi, dacă America care le promite criză, schimbarea, înțelege, dar sau, nu e așa. Sau
este într-o criză internă de credibilitate. Măi, asta este administrația problema. Administrația Obama cu Hillary pe post de secretar sau de ca stat. Să închei, sau în cel în outsider, în cel care vine din afară și spune eu nu sunt din acest sistem și vă promit schimbarea. În cine crezi? Este cinic, mă, asta. Da. Am citit un banc, vreau să zic un banc, l-am citit pe internet și dau credit. Este pentru prima dată în istoria Statelor Unite când un miliardar bogat se mută într-o locuință publică din care va fi evacuat o familie de negri. Înțelegi? Deci asta este situația din momentul de față de la Casa Albă. Hai să discutăm. Pot să mai spun un lucru? Da, sigur. Apropo de personajele politice în care cred oamenii. Nouă ni se pare, cred că am mai zis asta la radio la un moment dat, nouă ni se pare ridicol Donald Trump. Este o întâmplare din urmă cu mai mulți ani, când un profesor german preda în Statele Unite unor studenți americani lecții despre nazism și le arăta cum a crescut Hitler și cum a devenit Hitler dictator. Iar studenții americani au pufnit în râs și au spus în America, au zis ei, niciodată un pitic cu mustață, cu vocea pițigăiată ca Hitler, n-ar putea să devină un lider politic. Nazismul n-ar fi avut niciodată șansă să crească în America, i-au spus studenții. Și profesorul german a spus, care trăise în vremea nazismului, a spus, da, sunt perfect de acord, pentru că Hitler a fost pentru poporul german. În America, dacă va veni vreodată, populismul, demagogia, totalitarismul vor avea altă față. El va fi ridicol pentru restul lumii, dar voi americanii veți crede în el. Este ce se întâmplă acum cu Donald Trump, de care râdem toți acum că arată caragios, dar el a venit pe un fond teribil de neîncredere în Statele Unite, în care 60% dintre americani nu mai au încredere în guvern. Oare câți dintre români n-au încredere în guvern sau în parlament? Da? Și le-a promis o schimbare. Iată că l-au votat. Da. Astăzi vă întrebăm pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, de ce credeți că americanii l-au votat pe Donald Trump? Un vot anti-establishment. Măi, Vlad, vreau să te întreb o chestie. Deci nouă ni se pare ciudată chestia, mie și ție. Noi doi facem parte din establishment? Bună întrebare. Formal nu. Noi nu suntem. Noi suntem jurnaliști, suntem observatori, așa, critici ai sistemului, dar nu cumva suntem în afara establishmentului. Nu cumva ne-am obișnuit cu ordinea lucrurilor atât de mult încât devenim parte din establishment? Suntem una dintre puterile din stat, presa. Atâta câtă mai e momentul ăsta. Dar da, poate că se poate spune. Dacă nu ești atent și nu te faci că nu înțelegi nemulțumirea publicului și nu comunici, riști să fii surprins. 0372069599. Vă întrebăm de ce credeți că americanii l-au votat pe Trump și mai ales cum credeți dumneavoastră că acest vot va influența, dacă va influența, țara noastră. Bună ziua, George! Bună ziua! Eu cred că ne va influența și mă îngrijorează foarte mult ascunzișurile relației lui Trump cu Rusia și mi-e teamă. FBI-ul a comunicat că nu există o legătură între Trump. Probabil că nu există, vom afla în următorii 4 ani. Problema principală este dezangajarea Statelor Unite din NATO. Sigur, plătesc foarte mult pentru apărarea comună, dar pentru noi va fi dezastruos. Și prietenii noștri ruși, pe care eu, cu ghilimelele de rigoare, i-am considerat totdeauna dușmanii noștri de moarte, chiar dacă am avut președinți și avem mulți care simpatizează cu rușii, ultimii 200 de ani ne-au arătat că rușii tot timpul au stat la pândă. Noi suntem vânați tot timpul de ruși. Ok, poate să aibă cineva o altă opinie. America a votat ceea ce își dorește omul ușor influențabil. Femeile care au fost jignite l-au votat în proporție mare pe... De ce credeți că au făcut asta? Pentru că Moise și tu și eu și mulți ne imaginăm că poporul american sau poporul român înseamnă populație foarte educată. Nimic mai fals. Eu nu-mi imaginez asta. Ok. Atunci suntem de acord. Deci a fost votat... Nu, ne imaginăm. Stai puțin, Vlad. Oamenii care cred în iluzii. Stai puțin. Cred eu. Ne așteptăm nu neapărat să fie ca americanii să fie o populație educată, dar măcar să aibă o educație democratică mai ridicată decât a românilor. Uite că nu o au. Uite că nu o au, din păcate. Vom vedea în următorii 4 ani ce va face, că de la vorbe la fapte este mult. Dar pentru România este foarte îngrijorător. Ne uităm în Republica Moldova, este un filorus care va scoate în afara legii unionismul. Deci este ce poate fi mai rău. Sigur, este un bufon, dar acest bufon, din păcate, va ocupa Casa Albă. Și cu asta am spus
pe următorii 4 ani. Cel puțin. Vă mulțumesc pentru telefon, George. Problema izolaționismului Americii. Da, eu cred că în această cheie trebuie să discutăm, de fapt, despre influența asupra României. Pe mine nu mă interesează de America. Sincer să spun, și chiar am avut niște controverse și dezbateri pe Facebook, deci chiar nu mă interesează de America dacă pun problema României în față. Pe mine mă interesează de România. Nu pot fi, din punctul ăsta de vedere, imparțial. Hillary sau Donald Trump. Bineînțeles că Hillary era vipera de care zicea domnul Cristian Tudor Popescu. Se vedea acest lucru, dar măcar aveam așa o perioadă de timp în care puteam să spunem, băi, nu se va schimba acest lucru. Cred că Hillary era o garanție a faptului că politicile fundamentale ale Americii, angajamentele fundamentale ale Americii nu urmau să se schimbe. Nu imediat. Era o garanție că nu urmau să se schimbe sau nu în mod radical sau dramatic. Cu Donald Trump nu avem garanția asta. Asta nu înseamnă că se vor schimba. Poate că nu. Poate că Donald Trump va fi acum, va avea... Poate că din poziția de președinte va descoperi lucruri noi. Dar nu avem garanția că America își va păstra garanțiile față de restul lumii, de fapt. Ce spuneți, Lucian? Bună ziua! Bună ziua! Eu, acum câțiva ani, am citit câteva cărți scrise de Donald Trump și chiar îl apreciam sincer ca un om vizionar pe domeniul imobiliar, cum a cumpărat clădiri vechi, le-a renovat, a schimbat fețe din diverse orașe. Sunteți, special din sunteți York, sigur apoi... că acelea nu sunt niște cărți de PR? Ba da, sunt apoi mi-am dat seama că sunt cărți de PR, că tot cu show-ul cu Apprentice e un PR și când am văzut orientarea lui oarecum împotriva NATO și filo-rusă, mi-am dat seama că nu e o opțiune bună. Nu este filo-rusă, hai să ne înțelegem. Opțiunea lui, sau declarația lui Trump, cum că, domnule, intenționăm să fim prieteni cu rușii, e o chestiune pe care probabil că americanii da, care... Promoție, da. Da, da, sigur. Asta nu înseamnă că este filo-rusă. E, vă spuneam, mai degrabă izolaționistă, pentru că pe măsură ce se retrage de pe diferite teatre, nu neapărat de război, de, dacă vreți așa, de confruntare economică mai degrabă în multe situații, America lasă spațiu altor puteri. Da. Cum vi se pare dumneavoastră și ascultătorilor faptul că un bufon, să zicem, sau viitorul președinte al Statelor Unite a câștigat cu un discurs împotriva imigranților când această națiune e formată din imigranți? Nu mai e formată din imigranți. Da. Asta e controversa mea cu Petreanu. Uitați, am... Interesant. La avocatul diavolului vineri am luat telefoane și am rugat românii din America să sune în primul rând. Au sunat și spre exasperarea evidentă a domnului Popescu, mulți dintre românii din America care au sunat, votau cu Trump și erau... Îi susțineau politicile anti-imigraționiste. Da. Și domnul Popescu spunea, da, dumneata, ești un imigrant. Ești nepotul lui Cristofor Columb. Da, da, ăilalți sunt ilegali. Ăia, deci eu acum nu mai sunt. Eu sunt ăia care aveau cetățenie. Eu acum sunt american. Ăștii alții, înțelegeți? Este indignarea și, cum să spun, indignarea pe undeva, îmi pare eu că trebuie să zic, asta e indignarea parvenitului. Adică, deja eu am trecut într-o etapă superioară. Nu-i mai suport păștii la alții. De ce nu a atacat subiectul corporațiilor? Că până la urmă pierderile locurilor de muncă au venit pentru că corporațiile au shiftat. Dar încă o dată vă spun... locurile de muncă în alte țări, nu imigranții. Albii nu și-au pierdut locurile de muncă în fabrici datorită imigranților, ci datorită lăcomiei acționarilor marilor corporații. Dar nici măcar, Lucian, nici măcar nu sunt în situația asta în momentul de față. Administrația Obama, așa cum a fost ea, printr-o politică socialistă, am zis eu la vremea respectivă și în continuare susțin asta, a reușit să treacă America de criză. Ei nu au o problemă economică în momentul ăsta. Din contră! Deci pe un fond bun de creștere economică, e adevărat, după criză, băi, nene, uite-te ce similitudini sunt față de Marea Depresie din anii 30. Deci, după ce au depășit niște probleme, da, o democrație se duce către altceva. Este incredibil cum se repetă istoria. Adică, nu e explicabilă chestia asta cu... cu clasa muncitoare, Vlad, din Statele Unite. Ba, pentru că nu o duc rău în acest moment. Uite, stai puțin, nu poți judeca în felul ăsta. Oamenii nu consideră că dacă acum au unde să doarmă, e bine și nu trebuie să... Au joburi, frate. Și nu trebuie să protesteze pentru că bunicii lor, Marea Depresie, nu aveau unde să doarmă. Nu așa se judecă. Oamenii stabilesc standarde diferite de la o epocă la alta. Nu, eu vorbesc de criza asta de acum, din Statele Unite. Da. Am făcut o paralelă între Marea Depresie din 29, 33, 36, da?
când s-au rezolvat lucrurile. Iar apoi, mă rog, America nu s-a dus atunci spre... N-a oscilat democrația, cum zici tu. S-a întâmplat în partea asta de continent, da? Da. După criza respectivă. Da. Acum însă avem astfel de mișcări, după criza din 2008-2010, a durat ea 2011 cel mult, avem mișcări din astea grave, prin ieșirea Marii Britanii. Da. Prin, să știi că în state e o poveste mai veche, adică semnalele au venit. A apărut în urmă cu mai mulți ani o mișcare numită Tea Party atunci, care era o mișcare de protest la adresa establishmentului și care a trimis reprezentanți în Congres. Da. Establishmentul nu s-a reformat. E o distanță, e o dezamăgire profundă față de elite, care a promovat non-valori, care este percepută în mod corect de foarte multe ori ca fiind coruptă și că nu mai reprezintă interesele poporului. Votul universal dă dreptul oamenilor acum să facă sau dă posibilitatea oamenilor să se răscoale prin vot. Uh-huh. Adică înainte, în evul mediu, când erai nemulțumit de baron, trebuia să ieși cu furca. Acum da. Te duci la vot. E o răscoală ce se întâmplă acum. Eu cred că da, și nu cred că se întâmplă numai în America. Este un nou pașopt, dar de partea cealaltă. Înspre partea autoritaristă. În pașopt erau anti-autoritariste, erau mișcări liberale de revoltă, da? Revoluții liberale, acum e pe partea cealaltă, nu mai credem în voi. Am mai văzut o opinie și imediat, Marius, vin la dumneavoastră, dar vreau să-l mai provoc cu ceva pe Petreanu. Am mai văzut o opinie interesantă, mi-a dat-o cineva astăzi pe Facebook, alegerea lui Trump înseamnă moartea neoliberalismului. Nu știu, mă, bagi deja complex. Niște zone în care nu mă pricep. 0372069599. Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Vreau să vă întreb dacă vedeți o paralelă între România anului 2000 și situația de acum, de la alegerile din America. Exact pe dos. Vă referiți la concursul Vadim Iliescu, bănuiesc. Exact. Doar că și atunci, probabil, o mică diferență, nu mai știm. Nu, exact, a fost mare. Nu, a fost mare. 65 la 35. Da, exact. 65. Deci Iliescu a câștigat cu aproape două treimi. A câștigat de-a rupt. În primul tur Vadim a intrat, nu Vadim s-a calificat, așa, da, pentru că nu s-au înțeles Isărescu și Stolojan. Și au candidat amândoi pe același public, au luat fiecare 10% și cu parcă 19% a avut, dacă mi-am amintesc eu bine, Vadim Tudor a intrat în turul 2. Da, vedeți, e diferența asta cu votul în două tururi, care în America nu există. În America se votează într-un singur tur. De aia sunt state care votează democrat sau republican și districte care votează democrat sau republican practic din totdeauna. În America participă doar doi candidați? Nu, participă mai mulți. Nu. Au fost și libertarieni, au fost și independenți. Dar iau foarte puține voturi. Da. E adevărat, e o analiză care spune că Hillary Clinton a fost încurcată anul ăsta de voturile puține câte au fost pentru libertarieni și pentru independenți, pentru că Trump a beneficiat de un vot de revoltă extrem de compact. În timp ce Hillary, fiind mai moderată, mă rog, n-a avut... Adică n-a putut să culeagă toate voturile moderaților. Înțelegeți? Da, așa cred și eu. Și uitați-vă și în Franța. La un moment dat, după Sarkozy, a venit la putere... Monsieur Hollande. Adică exact. Stânga. Există un curent din asta în care pare se că și americanii au Teleormanul lor sau genul ăla de a apărut pe Facebook o fotografie cu Statele Unite pe care scrie Tellerman, așa, de alatul. Exact. Așa. Ori eu citeam o statistică, în America peste 50% din populație e analfabetă, nu știu dacă e adevărat. Nu este, nu, stați puțin, că nu... Nu, dar iertați-mă, adică asta este condiția în democrație. Nu poți... Asta, eu când am spus că Trump a fost votat de albi fără educație sau cel mult cu educație medie, asta este o constatare statistică, nu este o acuzație. Oamenii ăștia au drept de vot și fac parte dintr-o națiune. Plătesc taxe. Și în România, oamenii aceștia votează într-un fel sau altul. Nu e o acuzație pentru ei. Nu, hai să clarificăm puțin lucrurile. Marius, dacă îmi dați voie doar un minut, rămâneți pe fir, nu închideți că continuăm după aia discuția. Vlad, aici am ceva de spus și am spus-o și la Pastila Bizidei înainte de alegerile astea. Eu cred că, într-adevăr, e o problemă cu lipsa de educație, sau, mă rog, să zicem, o educație precară. Nu ești analfabet, știi să citești, chiar înțelegi ceea ce citești. De multe ori, dacă e să o transpunem problema în România, ai și liceu, ți-a luat și bacalaureatul, chiar dacă poate ai copiat la el, ești atât de citit încât poți să-ți iei niște informații de pe internet, dar nu ești capabil să ai încredere în ceea ce ai învățat tu la școală. În felul ăsta ești extrem de manipulabil, și
devii victima populismului în mod inevitabil. Ajungi până la urmă să crezi în prostiile alea, să nu-ți mai vaccinezi copilul, să mă înțelegi, da. Să crezi în atacul cu euri asupra națiunii noastre și așa mai departe. Da, dar face parte din regula jocului. Face parte din, deci asta e lipsa, e o educație pe care culmea ne-o dă tocmai accesul rapid la informație masivă, bombardamentul informațional care este internetul din ziua de astăzi. Îți dă impresia că știi, dar nu te face mai deștept. Marius, poftiți. Pe care o descriați noastră se numește analfabetism funcțional. Nu chiar. Deci un analfabet funcțional nu e capabil să înțeleagă un text. Poate să-l reproducă, să-l citească, dar nu e capabil să înțeleagă esența. Ce comunică textul respectiv? Am înțeles. Bun, acum asta sunt legile democrației. Eu vă întreb altceva. Democrația fiind ea proastă sau bună, cum e, că se spune că altă formă mai bună nu s-a descoperit de conducerea unei țări, vi se pare firesc, ca principiu, ca 51% să dicteze pentru 49%? Da. Mie nu. Okay. Și care e alternativa? Cum propuneți? Cezarismul luminat. Nu, de ce propuneți? Adică, știți, e vorba faimoasă a lui Churchill. Democrația este cel mai prost sistem posibil, cu excepția tuturor celorlalte. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Hai să trecem peste... Deci, până la urmă, vă spun, mă interesează să înțelegem acest fenomen. Măsura în care el poate afecta și țara noastră, eu zic că o afectează de mult. Adică, băi, după 16 ani au ajuns și americanii unde eram noi cândva, mergând înapoi. Adică, într-un fel de regres, așa. Dar... Și mai ales, v-am spus asta, în ce măsură ne poate afecta pe noi? Ce spuneți, Cristian? Bună ziua! Bună ziua! M-am ascultat cu mare interes. Aș vrea să încep cu o definiție a fericirii. Cred că nu se mai aplică poporului american de s-au votat cu Trump. Trebuie să ai în primul rând ceva de făcut. Toată lumea are ceva de făcut acolo. Cineva de iubit și ceva în care să crezi. Uh-huh. Și cred că aici au pierdut ei, pentru că nu mai au ceva, un model în care să creadă în viitor. Da. Cred, iarăși, că discursul lui Donald Trump a transmis emoție, da, versus corect. Un discurs fad. Da, așa e. Cred că a abordat direct toate problemele, adică a vorbit, chit că nu a avut o soluție pentru ele, dar a vorbit fără ocolișuri. Da, vedeți, unul din defectele democrației pe care nu știm cum să-l corectăm. Este că pentru funcțiile în care ajungi prin votul popular, trebuie să ai carismă. Și uneori carisma, de fapt, aproape întotdeauna, din păcate, carisma este mai importantă decât priceperea. Confundați cauza cu efectul, domnilor, dacă îmi dați voie să intervin. Deci, faptul că un carismatic este ales de către popor arată nivelul poporului în primul rând. Deci, da. Se întâmplă peste tot, în general, votul popular favorizează carisma. Nu se întâmplă. Unde sunt votați specialiștii în loc de carismatici? În țările cu un alt nivel de educație. Cum ar fi America? Nu. Dar cine? Acolo nu au un mare nivel de educație. Dar cum ar fi cine? Păi, unde? Finlanda, țările nordice, Germania. Dar de unde știi Germania? Tu că pentru finlandezi, prim-ministrul Finlandei, care nici nu știu dacă e ales direct, nu are carismă? Poate că pentru ei are carismă. Ei au un umor de la cenușiu în Finlanda. Sunt cei mai depresivi. Forma este importantă în care este prezentat. Da, asta e. Cristian, cred cum credeți că ne va afecta? Răbdare, da, așa. Da, poftiți. Cred că nu mai au răbdare. Sigur, sunt și ei conștienți că dacă nu schimbă ceva în abordare, o să ajungă la același rezultat în viitor. Nu mai au încredere în viitor și cred că iarăși au contribuit foarte mult scurgele de informații despre Wikileaks, adică fenomenul Wikileaks indus neîncrederea până la urmă în sistemele de guvernare. Nu cred asta. Nu cred asta. Oamenii erau setați să nu voteze pe Hillary. Wikileaks a fost un pretext oferit la un moment dat. Nu zic că în contextul, vorbesc de context general, Wikileaks a demonstrat erorile și breșele tuturor sistemelor. Wikileaks vorbesc de faptul deci, că a început în urmă cu ceva vreme, n-are legătură direct cu ce s-a întâmplat acum. Efectul Wikileaks, efectul Wikileaks este de erodare a încrederii publicului față de elitele conducătoare. Exact, asta este efectul. Vreau să transmit. Da. Cred că se demonstrează, de fapt, limitele capitalismului. Astăzi corporațiile ajung să fie deasupra guvernelor și deasupra intereselor poporului. Impactul pe noi în Europa... Păi nu, exact alegerea lui Trump arată contrariu.
Iertați-mă, dacă corporațiile erau atât de tari, Trump n-ar fi fost ales. Făceau ăia ceva, făceau o manevră, habar n-am. Deci alegerea lui Trump tocmai asta face, demontează teoriile conspirației. El este într-adevăr un exponent al capitalismului, al corporației, dar vorbim de celelalte, vorbim de medicină, vorbim de farmaceutică, vorbim de toate celelalte care probabil vor fi impactate, nu știu. Și cred ultima idee că nu cred, Europa, nu văd cum ar putea fi impactată. Și mai implicată. Da, ok, bine. Spuneți despre Europa. Cum va deveni? Știam doar că va fi impactată, pentru că se va regăsi în situația de a deveni mai responsabilă, mai implicată, mai unită. Sper. Ce zici, Vlad, de chestia asta cu Europa unită? Nu cred că va fi. Europa este într-o situație foarte proastă. Cum am mai spus, Europa fără pilonul american este șchioapă și instabilă. Cred că victoria unui populist și a unui demagog în Statele Unite va încuraja mișcările centrifuge în Europa. Anul viitor sunt alegeri în Franța și frontul Le Front National, da? Frontul de extremă dreaptă al doamnei Le Pen va face Frexit. Da, dacă... Deci ideea e așa, dacă se întâmplă un Frexit în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană devine o frecție la propriu și s-a terminat. Nu cred că e cazul. Nu e cazul? Nu. Deci așa cum, am zis. Cum unde să plece Franța? Unde să plece Franța? Unde a plecat și Marea Britanie, afară din Uniunea Europeană. Nu cred că nu Franța crezi? Vrea acest lucru. Nici doamna Marine Le Pen. Eu zic... Mie mi-e teamă de altceva. Eu ți-aduc aminte? Da. Stai puțin. Eu ți-aduc aminte că ne-am culcat liniștiți că Brexit-ul nu o să treacă la vot în Marea Britanie și ne-am trezit șocați că a trecut? Nu e așa. Ne-am culcat, mă rog, cam... Adică ieri Hillary Clinton încă era favorită. Da? În 6 dimineață când ne-am trezit și am vorbit pe nu pleacă Franța mesagerie. Da. Sper să nu plece. Nu, riscul este din contră. Ca Franța și Germania să facă un nucleu dur mai mic... nici măcar cât zona euro din momentul de față, okay. Și să arunce peste bord restul, inclusiv România. Deci, dacă... deci nu fuge Franța, bine, fuge deci... România alungată. Nu, adică asta spui... e un risc. Nu, deci fuge Franța împreună cu Germania. Asta da, spui. Da, 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 da. Bine, Franța, Germania, fi... Olanda, sunt câteva țări acolo care analizează această posibilitate așa. De niște ani de zile. Ok, efectul asupra României e același. Da. 0372069599 Tudor, bună ziua! Bună ziua, Moise! Îmi pare bine că v-am prins pe fir. Winston Churchill zicea că slăbiciunea cea mai mare a democrației poți să o vezi dacă vorbești 10 minute cu votantul mediu. Și asta spune un pic de ce se întâmplă și în America. Dar eu văd două probleme. Una am dezbătut-o. E clar un vot anti-establishment. Al doilea, Trump a venit pe un val al anti-globalizării și al anti... Nu, stați așa un pic. Nu, iertați-mă. Deci asta cu establishment-ul este o invenție pur socialistă. Spuneți-mi și mie, Obama era establishment? Da, sigur că era establishment. Obama, da, fiindcă a fost un politician de carieră, a venit doar cu un... Domnule, omul ăla, deci, iertați-mă, sigur știți ce a făcut cu Obamacare? Vreți să vorbim puțin despre Obamacare? Prin Obamacare i-a pus să plătească mai mult, puțin mai mult, nu mult mai mult, pe cei care deja aveau asigurări medicale, pentru a asigura sănătate și celor care n-aveau deloc și care nu intrau. Mă înțelegeți? A făcut, nu știu cum să vă spun, un sistem care nu e socialist. Nici măcar... Da! Deci cum puteți i-a să spuneți... I-a făcut să plătească mai mult pe mulți americani. Faptul că Obama era un negru alb, cum mi s-a spus la început, că a făcut o școală, că e politician și asta nu-l face, domnule, establishment, de niciun fel. Ba da, cum să nu? Obama este partea establishmentului. Obama este partea din establishment, vă părere. Dar a fost un președinte mai concentrat pe politica internă din Statele Unite și pe provocările din vest, adică dinspre China, dinspre Marea Chinei și din Asia. Obama pentru europeni nu a fost un președinte grozav. Nu. Nu, a fost pentru europeni Obama a fost un președinte izolaționist. Da. Deci el a retras America din Europa într-o mare măsură, în afară de Mijlociu, a fost tot izolat. Da, în afară de câteva mici zone de contact cu Imperiul, mă rog, cu Federația Rusă, bine, nu cred că e mare Imperiul diferență. RSS, era să da. Zici. Știi care e trăsătura principală a imperiilor? Este că nu pot supraviețui decât prin extindere teritorială. Permanentă. De-aia tot vine să spun Imperiul da. Rus. Hai să lăsăm pe Tudor să-și termine ideea. Poftiți, Tudor. Da, da. A doua idee, care pentru mine asta e punctul un pic ei, această, cred că lumea a trecut printr-o globalizare destul de accelerată și eu sunt un, cred în globalizare, cred în diversitate, am avut ocazia să mă bucur de ele ca și student în străinătate și mă bucur de faptul că am un job care probabil un italian l-ar avea dacă n-aș fi eu în corporația asta, deci cu siguranță îi văd beneficiile. Așa. Dar în același timp înțeleg
că dacă schimbările se petrec într-un timp mult prea rapid, populația are o reacție. Și eu văd aici reacția, fiindcă asta s-a văzut și cu Marea Depresie, când trade-ul la nivel mondial a scăzut dramatic într-un timp foarte scurt, fiindcă a fost o lipsă de încredere, fiindcă diversitatea funcționează doar când este acceptată. Dacă nu este acceptată, diversitatea creează haos. Deci noastră ziceți că acesta este sfârșitul globalizării? Nu, interesantă teorie. Spun că se încetinește. Cred că se va încetini pe o perioadă pe fondul crizei imigranților și asta e și asta una dintre probleme și cred că se va încetini pentru o perioadă. Dar știți că dacă faceți schimbările care au fost deja. Dar știți că dacă faceți o comparație cu ce a provocat Marea Depresie, adică dumneavoastră spuneți că acum globalizarea încetinește pentru că iată ce s-a întâmplat în istorie când a fost Marea Depresie. Dar Marea Depresie din anii 30 a fost provocată de fapt de o schimbare profundă în modul în care se făcea agricultură. Pentru că agricultura a început să devină industrializată și atunci milioane de fermieri americani nu au mai obținut profiturile minime ca să poată să-și mențină fermele și să-și plătească creditele la bancă. Și a apărut o criză de supraproducție. Asta este fundamental ce a provocat atunci criza. Dar asta nu a oprit industrializarea agriculturii, iar acum Statele Unite, din câte știu, sunt principalul exportator de cereale din lume și probabil principala putere agricolă, mă înșel? Nu. Principala putere agricolă datorită industrializării agriculturii. E mai complicat. Nu cred că au durat ceva ani până s-a înțeles acest lucru. Tudor, când credeți dumneavoastră că a început globalizarea? La începutul secolului XIX, probabil. E corect. Da. Este corect, s-a accelerat. Bine, atâta vreau să știu. Băi, asta e o provocare, să știi, m-am gândit și eu, cred că nu astăzi, dar mâine, cred că ar trebui să încercăm să răspundem la această întrebare, dacă este începutul sfârșitului globalizării. E o temă de analiză importantă. Eu sunt împotrivă, e imposibil. Și eu sunt împotrivă. Adică cum ar fi? Oprirea globalizării ar fi impunerea de bariere vamale, taxe vamale, și taxarea suplimentară a celor care fac producție în alte țări. Adică cum reîmpărțirea lumii în blocuri economice. Da. Da. Care duce în mod inevitabil la reîmpărțirea în blocuri militare. Așa s-a întâmplat în istorie de fiecare. Da. NATO poți, este în momentul de față o polarizare militară. Stai, domne, că până la polarizarea militară ai lucruri elementare, adică oamenii cumpără cu un anumit preț anumite obiecte. Așa. Dacă mâine te duci și le spui că obiectele pe care le cumpăr o să coste de 2-3-4 ori mai mult, s-ar putea să devină mari fanei globalizării. Dar ăsta este programul lui Trump. El a atacat chinezăriile, frățioare. Așa e. A câștigat alegerile cu asta. Așa e. Și imaginezi că nu va face asta? E ridicol că l-au votat taman americanii săraci, în primul rând americanii săraci, pentru care mările de prețuri sunt realmente nesustenabile. Și l-au votat săracii pe el, un miliardar care nu plătește taxe de 20 de ani. Deci ceva mai ridicol nu există. Și crezi că nu se va întâmpla asta? Eu ce sunt anume? Îngrijorat. Bariere vamale? Dar am o veste bună. Domnul George Zafiu, directorul nostru de programă, ne anunță că ar vrea să continuăm această emisiune, că îi place. Uh-huh. Așa că, stimați ascultători, continuați să sunați, stăm până pe la 2:30 cu dumneavoastră. O să facem la un moment dat o scurtă pauză și atât. Bună ziua, Claudiu! Bună ziua, domnilor! Vă ascultăm. Toată lumea tremură acum, pentru că există riscul să se scape hățurile din mână. Știți cum e? L-au pus acolo pe unul care poate lua decizii singur. Nu chiar, să știți că nu. Adică au un sistem de check and balances, cum se spune, foarte bine statuat. Nu poate să e foarte puternic, dar nu poate lua decizii de capul lui așa. Este totuși un om care are o forță atât financiară, cât și acum că a tras masele după el. Da. Dar, doamne, uite, bună observație, într-adevăr. Deci, are tot ce trebuie pentru... Un om care îl dărâmi așa ușor cu una, cu două. Uh-huh. E de ajuns puțin să dea la oameni ca să primească mult în schimb. Știți cum e Trump? Este, cum poate să zicem așa, absurd, ar fi fost un Vadim Tudor dacă ar fi ieșit în România. Este omul care poate să zică gata, până aici. Până aici ce? Asta e întrebarea. Așa. Știți cum e? Trump poate fi omul care nu este doar un semnatar de acte sau vreun parafar, poate fi omul care să se impună printr-un fel sau altul. Da. Tot nu mi-e clar. Să se impună în ce sens, Claudiu? Gata ce? S-a terminat cu ce? Decizii fără a se impune. Decizii în legătură cu ce? Doamne, noastră, deci încă o dată, avem, uite, aici în România, tendința de a crede că ăsta e un fel de Iisus, Donald Trump.
Nu, nu, de ce? El poate fi omul care creează haos în lume. Toată lumea e frică de Trump. În felul său, na, era să fac o blasfemie acum. Poate crea da. Haos. Orice revoluție creează haos, hai să zic așa, să nu mă blesteme cineva după aia. Deci, cum vedeți dumneavoastră această problemă de la acest Eu om? Eu o să văd America mult mai prosperă și chestia asta va fi, vă spun sincer, benefică și pentru Europa. Se, okay. vor ști din capul, se vor ști din capul locurilor anumite lucruri. Ce lucruri? Fiți mai precis. Deci, în ce fel va deveni Europa mai prosperă? Cum vom deveni noi mai prosperi, ziceți-mi, prin exemplul lui Trump? La politicile lui externe, la absolut tot. Noi știți cum e. Noi dați-mi, alo, stați o secundă. Hai să nu mai vorbim generalități. E interesant. Deci, dumneavoastră, credeți că Europa va deveni mai prosperă? Deci, inevitabil și noi, românii, pentru că e izolat. Cum? Cum? Dați-mi, explicați-mi mecanismul, că nu înțeleg. Noi, ca europeni, trebuie să nu ne mai bazăm și știm că nu vom mai aștepta nimic de la ei. De la americani? Da. Doamne, înțelegeți că națiunea aia e cu 20 de ani, din punct de vedere tehnologic, înaintea României, înaintea mediei europene. Da. Mă înțelegeți? Nu e problema de asta. Tocmai atunci, haideți să fie chestia asta cum ar veni un impuls pentru noi europenii să facem și noi ceva, măcar nu să-i prindem din urmă, să nu rămânem atâta de mult în urmă. Da, ok, asta e. E punctul noastră de vedere, vă mulțumesc pentru el. Dacă nu mai suntem în contact cu civilizația americană, ne va fi mai bine că vom fi mai buni ca civilizația americană. Aici e o eroare pe care multă lume o face. De fapt, să știți că, și asta ziceam că e o provocare pentru noi, pentru mine cel puțin, eu iau ca atare și te rog și pe tine să scrii despre asta, că îți prețuiesc opiniile, chiar dacă ne mai contrazicem uneori. Deci, domnule, în ultimile două secole, cum spunea mai devreme foarte corect Cristian, cred, într-adevăr, prin deschiderea, prin picarea una după alta a barierelor vamale, pur și simplu schimbul de idei, mărfuri, au dus la acest progres tehnologic extraordinar, da. Care a culminat cu internetul. Internetul este suma globalizării. Da? Vorbesc acum cu Petreanu, dar la fel pot să vorbesc pe internet cu un milion de oameni sau mai mulți chiar, da, pe internet. Uh-huh. E chestiunea asta, schimbul de idei, este ce a produs și prosperitate și reducerea ratei mortalității și asta este globalizare. Acum, că în momentul de față o parte a Americii și din Europa și din România are impresia că izolarea ne scapă de chinezi și în felul ăsta o să trăim noi mai bine, greșeala este profundă, mi se pare mie. Da, știți cine, dacă pentru cei care au dubiul ăsta sau care cred că izolaționismul este sau izolarea mai bună decât globalizarea, știți cine este un campion al izolaționismului? Corea de Nord. Da, aia este o corect. Țară care este definiția izolaționismului. Și iată, are o provocare foarte mare. Dacă vrea mare. Cineva să... Adică acolo ăia sunt, mamă, ăia, o civilizație autarhică, o economie autarhică și o societate autarhică, ei au ideile ciuce, ei între ei rezolvă totul de unii singuri, nu se bazează pe nimic din afară și sunt foarte fericiți în felul ăsta, doar că mor de foame. Doar că mai primesc mâncare din când în când de la chinezi. 0372069599. Prelungim această emisiune până la 14:30. Ne vedeți în același timp live pe toate conturile noastre de Facebook, pe site-urile europafm.ro și bizidei.ro. Bună ziua, Adrian! Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua! Ce vreau să spun dintr-un punct de vedere al uneia care are amândouă cetățenile? Ah, este... Ce tare! Sunteți american și canadian. Nu? Canadian nu. Sunt român și american. Așa. Haideți, doamne, mai zâmbim. Da. Zâmbim din când în când. Vreau să vă spun unul. Să-i apăr pe românii care au votat cu Trump. Ei, în general, au plecat dintr-o țară înainte de 89 comunistă. Și imediat s-au înscris în Partidul Republican. N-au plecat un milion de români înainte de 89 din România. N-au plecat. Mai mult de jumătate să plecați după 89, să știți. Sunt un milion aproape de români în America acum. Dar n-am zis un milion, am zis așa ceva. Sunt foarte puțini români care încă mai spun că sunt români acolo, dacă vă uitați în statistici. Dar vreau să vă spun că acești români care au plecat înainte de 89 au un cuvânt greu de spus față de ceilalți. Ei sunt cei care ajută în general să răzbească în America pe cei care au venit mai târziu. Ok. Și ce legătură are asta cu Trump? Ca zis? Foarte, așa. Ca fiind foarte corupt. Din cauza aceasta continuă să susțină Partidul Republican, indiferent de ce se întâmplă. Păi iertați-mă, dacă n-ar fi fost lideri, vreo 60, dacă nu mă înșel, ai republicanilor care au votat cu Hillary, aș înțelege asta, ce spuneți dumneavoastră. Da, deci, din punctul meu de vedere, eu care
am votat republican până anul ăsta, Trump reprezintă o fracționare a partidului. Colin Powell a votat cu Hillary, a declarat exact, că face asta. Exact, exact, eu n-am mai votat, fiindcă votul meu este anulat oricum de al nevestei. Deci nu am ce să vă mai spun. Și eu nu aș fi așa de închijorat din punct de vedere al României. Pentru că? Trump nu va schimba prea mult. Uh-huh. De ce fiindcă credeți asta? Nu uitați că republicanii au pus România pe hartă. De asta avem NATO aici. E oarecum corect ceea ce spune. Oarecum este sigur corect. Și mă îndoiesc că Trump, după astea 3 luni de zile, când va fi pregătit, nu gluma, pentru președinte, fiindcă acum nu e calificat. Ăsta e adevărul. Dumneavoastră, deci n-ați adus un argument. Dați-mi cu tot respectul, Adrian, n-ați adus un argument. În momentul în care republicanii, cum ziceți dumneavoastră, au pus România pe hartă, indiferent că vorbim de Nixon sau că vorbim mai încoace de George Bush Jr. și intrarea noastră în NATO, America a avut un interes. Faptul că republicanii au mai făcut asta odată și că Trump este oarecum republican, fiind de fapt sursa unei controverse uriașe și în interiorul republicanilor, nu mă liniștește pe mine ca român de aici din România. Poate pe dumneavoastră ca român din America să vă liniștească, pe mine nu. Aveți și un argument? E foarte posibil ca România să cadă din nou în sfera de influență a Rusiei. Fără îndoială, este o mare probabilitate. Păi v-a schimbat opinia cu 180 de grade. Eu nu mi-a schimbat, de aceea nu am votat cu Trump, v-am spus. Fiindcă sunt și român. Ați vrut doar așa să ne faceți să ne... Nu mi-e teamă că se va întâmpla asta? Sigur că mi-e teamă. Dar n-ai ce să faci. Asta au vrut americanii. Am vorbit cu prietenii mei care au votat cu Trump, mi-au explicat foarte simplu care sunt argumentele lor, au întors spatele la Europa și nu cred că le pasă prea mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. Rămâneți, vă rog, pe linie George și următorii, și pentru că o să revenim după 2 minute de publicitate. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Continuăm așadar dezbaterea cu dumneavoastră, întrebându-vă de ce credeți că americanii au votat un președinte așa cum este Donald Trump și cum credeți că va influența decizia lor și această schimbare din Statele Unite, viața din România. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, George! George! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Alo! Da, mă scuzați, am un pic emoționat și am intrat în direct. Vă mulțumesc în primul rând pentru tot ceea ce faceți, sunt emoționat, este extraordinar. Nu știu acum exact care ar fi fost motivul americanilor pentru care l-au votat pe Donald Trump, deși consideram, chiar am vrut să pun un pariu, fiindcă știu că la casă de pariuri trebuie să pun un pariu, nu aș fi vrut să fie el, am fost oarecum dezamăgit. Nu, vrea avea cotă 1,5, să știți, m-a informat colegul Luca dimineața asta, care știe și urmărește, avea cotă Trump 1,5. Deci cine a pariat pe el? Ieri avea 4 și ceva. Ca să vezi situația. Ceva de genul. Da. Era ideea că dar vă pot sau pot să am o părere în legătură cum ne va afecta pe noi, deoarece am ascultat oarecum acum 2 zile și interviu cu domnul general Degerato sau ceva de genul. Ieri. Și așa, da, spuneți. Ieri. Așa. Cum ne va afecta pe noi? Consider că din punct de vedere al influenței NATO va fi oarecum o palmă dată României de trezire, fiindcă după 2004 efectiv am abandonat, să mai băgăm măcar cât uși de cât, să zic, bani în apărarea României și ne-am culcat pe ureche că toată ziua ne va apăra, facem parte din NATO și toată lumea va sări în ajutorul nostru în cazul în care, vecinii noștri ies și Da, am înțeles, Ok, bine. Așa, și da, din punctul ăsta de vedere ne va afecta și din punct de vedere economic, consider că un rezultat, asta depinde și de români ce vor vota pe 11 decembrie, părerea mea. Dacă vom vota tot pe cineva care este și împotriva, democrației, oarecum, cu siguranță și din punct de vedere economic vom fi, afectați. Dar deocamdată consider că suntem afectați sau cel puțin în viitorul, nu neapărat apropiat, vom fi afectați din punct de vedere al NATO. Mi-e teamă, vă spun sincer, de mimetism. Mulțumesc pentru telefon, Daniel. George, scuzați-mă. Deci scurtez această discuție pentru că s-a auzit destul de rău. Deci, într-adevăr, generalul Degerato a spus că vom fi nevoiți să ne înarmăm mai mult. Când ăștia votează creșteri de salarii și de pensii în Parlament pe bandă rulantă, du-te acum și spune-le în campanie electorală că e o problemă de securitate nasoală.
Da, corectură. Colegul Luca mă corectează și îmi spune cota domnului Trump era 5, nu 1,5. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Moise! A fost înainte un vorbitor care a zis că efect al globalizării. Să știi că și eu sunt de acord cu ideea asta. Un efect negativ al globalizării și a liberei circulații. Că numai în Statele Unite, și în Suedia, și în Germania, e efectul ăsta a populației care... Deci nu se pot asimila în termen atât de scurt de unde vin emigranții. Nu pot să ajungă la nivelul care... Deci prin globalizare de dumneavoastră înțelegeți venirea imigranților peste europeni. Să și a liberei circulații. Nu, ăla este multiculturalism. E o diferență între globalizare. Păi nu e, e diferit. Nu e. Cum să nu fie diferit? Globalizarea e un fenomen în primul rând economic. Ce spuneți dumneavoastră este imigrație, sunt refugiați, domnule. Dă-mi voie un pic. Daniel, globalizare e că îți permiți să-ți cumperi un iPhone cu 6 de... Am dat acest exemplu, cred că o să primesc amendă până la... Eu vreau să precizez că eu am telefon Samsung. Da, un telefon, nu contează. Îl și arăt pe Facebook, am telefon Samsung, da? Deci, am luat acest exemplu cu iPhone-ul că e făcut în... Mă rog, e concept american. Deci, are ele componente de Samsung foarte multe, să știți, făcut de coreeni, e asamblat la chinezi, ceea ce îl face accesibil mie, dumneavoastră, accesul la informație, că altfel ar costa nu $700 sau cât e un iPhone. Cât zi înainte. Vreo 3.000, mă înțelegeți dumneavoastră? Asta e globalizarea. Ați înțeles? Da, dar nu se mai face în Statele Unite, cum nici Mercedes-ul nu se mai face în Germania și deci neamțul sau americanul... Cum să nu se facă Mercedes-ul în Germania, domnule? Păi se face și în Ungaria, se face și peste tot cu tine. Vă referiți la componente, deci... așa. Și păi, globalizare, așa. Nu? Asta da. E globalizare. Da. Deci nu se mai face ca până în 89 mașina germană. Și în asta Germania, nu e bine, da? Înțeleg, de la dumneavoastră. Păi, eu asta spun, că și neamțul, și suedezul, Volvo are motor de Ford, și suedezul vede de aprins ce a zis... Domnule, Mercedes-ul cu motor Renault, unele dintre ele nu e chiar Mercedes Smart, trebuie să recunosc asta, cu motor făcut la Pitești, devine accesibil unor oameni care nu puteau altfel să se atingă de el. Eu mă înțelegeți? Ce spuneți noastre, dar... care sunt țările dezvoltate, populația de acolo a suferit un regres datorită globalizării. Și e greșit. Din contră, a suferit un progres. A avut acces mai mult la niște... Dar sigur, asta prin calificare. Prin calificare s-au creat în Statele Unite niște milioane de milionari. Auziți, stați o secundă, am și o întrebare. De ce credeți că unele fabrici au mutat producția în țări în care munca e mai ieftină? Păi de ce? Ca să le crească profitul, dar deci toată creșterea este profitul și nu s-a simțit, numai o secundă, nu s-a simțit în preț deloc, numai profiturile companiilor. Așa, și n-a simțit... Așa, n-ar fi mai bine în cazul ăsta... Numai o secundă, să purtăm un dialog, vă rog frumos. Da, nu ar fi mai bine în cazul ăsta să le naționalizăm? Și tot profitul este al poporului. Nu, eu... Ba da, domne, de ce? La, și să știți că am vorbit și cu nemți și cu suedezi. Da, domne, deci, să le naționalizăm și gata, s-a terminat cu profitul. Păi nu, împărțim la popor. Cum era înainte, pe vremea Ceaușescu, aici fabricile erau ale poporului și nu se găsea nimic, nici de mâncare, nici de îmbrăcat, nici de nimic. Păi, sau ați uitat? Eu, stați așa că eu m-ați întrebat care e... Ce vârstă aveți? Care e cauza? 52. Mulți înainte. Deci țineți minte la cum era. Da? Deci ideea asta de o stângă de asta demagogică... Nu e stânga aici, asta nu e stânga. Că companiile mută producția ca să-și crească profiturile, dar nu dau nimic în prețuri, iertați-mă, greșiți foarte tare. Nu, n-ați înțeles. Deci înțeles. Companiile din Statele Unite, din Germania Mare, da? Și-au mutat producțiile din țările de origine. Așa? Și populația care sub medie, da? Din țările de origine n-au simțit creșterea, deci au crescut profiturile companiilor, dar la populația sub medie n-a ajuns... Asta credeți dumneavoastră sau asta e explicația faptului pentru care a fost Trump votat? E sigur, peste tot în Europa se întâmplă. Ok, vă mulțumesc, este opinia noastră. Deci am avut, Vlad... Cu tot respectul pentru Daniel, am avut explicația, uite, de-aia l-au votat pe Trump.
acest tip care, de fapt, așa atenție, este. Asta... Oameni care cred asta, da. Da, asta e bombardamentul informațional, da, în momentul de față. Când asta v-a zis, cred, mare atenție cu rețelele sociale, că nu-s nevinovate. General, sunt niște instrumente înfiorătoare, da, prin care astfel de informații, care, de fapt, ele sunt scoase din context, într-un context istoric corect, v-am mai spus, globalizarea ne-a adus ce avem astăzi, adică un progres fantastic. Și pace, domnule, pace, nu războaie, mă înțelegeți? În momentul în care vorbesc cu ăla din America, pe Facebook, să zicem, băi, măcar nu-mi imaginez că e extraterestru, cum credeam înainte de Revoluție. Pe la noi, în continuare, lumea zice, gata, domnule, hai că la șomajul e o chestie de la capitaliști, noi o facem din pix aici, din inflație, o face domnul Dragnea. Dar faptul că am deschidere la informație și că nu mai zic, domnule, șomajul sau recesiunea e o realitate a capitaliștilor, firarii ai dracului, mă iertați de expresie, știu asta, pe mine mă ridică din punct de vedere intelectual și pot să progresez, mă gândesc. De-aia vă spun, internetul și-a atins niște limite din care începe. Practic, el duce așa cum pun oamenii, băi, spre izolaționism, de fapt. Da, e foarte complicat. O soluție a democrației. Trebuie să vedem din nou cum e să trăim izolați, ca după aceea să ne deschidem din nou. Ce să-i faci? Așa e cu oamenii. Bună ziua, Andrei. Alo? Bună ziua, domnul Andrei. Mă auziți? Da, domnul Andrei. Nu prea însemnam, sunt pe drumurile patriei. Aveți, vă auzim bine. Perfect. Haideți, domne, nu vă mai scuzați, ziceți. Gata. Din punctul meu de vedere, Trump a rezonat foarte bine cu acele mase de oameni, exact cum spunea și cu domnul Vlad Petreanu, pe care democrații nu numai că i-au subestimat, i-au cam ignorat, ci a rezonat foarte bine cu acele mase, le-a vorbit pe limba lor. Da. De asemenea, sunt de părere că cel mai periculos lucru la Trump acum este discursul său public. Până la urmă, cred că mai sunt oameni întregi la cap în Congres, chiar dacă dețin majoritatea republicanii și acolo, să-i blocheze anumite acțiuni, însă totuși discursul lui este unul foarte agresiv și foarte, cum să spun eu, amenințător câteodată. E posibil să fi fost în primul rând un discurs de campanie, în prima lui intervenție, deci intervenția de învingător în această noapte la ei și în această dimineață pe care noi am transmis-o în direct, a avut un discurs împăciuitor, a spus că este momentul reunirii, momentul vindecării rănilor. Da? Și în general a fost un discurs mult mai ponderat și mai prezidențial decât ne-am fi așteptat. Care n-a fost crezut de toată națiunea americană. Exact. Ok, da, de asta spun. La ok, să vedem ce urmează. UCLA au ieșit studenții în centru și au început să strige, nu ești președintele nostru. Asta e în California. Da. Da. Los Angeles. Nu știu care dintre universități, bună întrebare, care dintre universități au fost acolo, pentru că UCLA, m-am uitat eu. Da? Ok. Ucla. Nu mai există și această posibilitate ca Trump, fiind totuși un rechin de afaceri, cum se zice, să fi folosit mijloacele necesare pentru a câștiga. Adică a spus ce trebuia să spună și ce trebuia ca electoratul lui să audă. Ca un agent de vânzări, ziceți dumneavoastră. Exact. Campanie foarte eficientă din acest punct de vedere. Și până la urmă Trump și-a atins scopul. Exact. Da. Băi, a întors 5 state. A întors 5 state mari. Nu, a întors video ăla cu... Bine, sunt fetele, ce face el cu fetele? Că e celebru, mă înțelegi? Adică a cred întors că și-a cunoscut. Domnul nostru care lucrează în vânzări știe că prima condiție este să-ți cunoști publicul. El și-a cunoscut foarte bine publicul, a avut un discurs care a oripilat establishmentul, da? Dar pe care mulți l-au recunoscut. Păi, adică a spus, uite, ăsta spune ce credem cu toții, dar el are curaj. Păi eu mă așteptam să oripileze bunicile și bunicile l-au votat în multe cazuri. Nu, de ce? Păi că Arizona, vorbeam mai devreme, noi doi. Păi bunicile, nu te spăra, bunicile albe care își aduc aminte că exista respect pe vremea lor și nu orice negru venea și făcea nu știu ce, nu, da? Prin grabbing by the... Nu, asta nu e respect. Nu contează aia, deci o zice pe aia dreaptă, asta a fost. Deci o zice, uite, domne, că spune ce gândim cu toții. Mulțumesc. Și nimeni altcineva n-a spus-o. 0372069599. Bună ziua, Gabi. Gabi? Gabi, vorbiți cu noi? Da, bună ziua, da. Vă ascultăm. Da, aș vrea să vin cu o altă teorie, părere. Eu zic că Trump nu este alegerea poporului și aș vrea să susțin un pic ideea. Sunteți primul care zice asta. Ia, că e interesant. El are un partid în spate și a fost împins în aceste alegeri, reprezintă niște interese și niște grupuri. Nu, Gabi, stați, pentru informarea corectă, nu are un întreg partid în spate,
De fapt, marele partid republican, GOP, cum îi zic americanii, este foarte divizat. N-a fost în spatele lui. Au făcut declarații publice ei că nu-l votează pe Trump. Da. De fapt, a deturnat partidul. Mă înțelegeți? Are susținere de acolo, din acel partid. Are niște susținere. Da, evident că are susținere. Nu e chiar ca la noi să ai primarii să ducă oamenii la vot, dacă la asta vă referiți. La ei nu e chiar așa. Mă rog. Ok. Un alt aspect, într-o țară cu peste 200 de milioane de locuitori, categoric există lideri extraordinari, oameni care pot fi urmați, care au idei minunate. Nu vedem niciun astfel de exponent, nici Hillary, nici Trump nu este unul dintre aceste persoane. Gabi, îmi cer scuze, spuneți repede că se aude un infernal. Pe de altă parte? Pe de altă parte, în momentul de față există un control foarte mare asupra societății, a populației, a consumatorilor, să zic așa, că ei asta vor... Control de la cine? De la grupuri de interese diverse, că sunt în agricultură, medicină... O cultă din asta americană sau mondială care controlează consumatorii prin... Prin organizațiile pe care le dețin. Acum, ideea e că alegerile astea sunt exact un răspuns la toată povestea asta. Răspunsul consumatorului împotriva ocultei, ziceți? Nu, 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 este invers. Este răspunsul acestor centre de interese asupra consumatorilor ca să poată să obțină mai mult mai departe de la ei și să zic, dacă pot să eu pot aveam... a sufrit, poate e prea mult. Dom'le, eu aveam unele pretenții de la oculta asta. De regulă îți bagă în față un tip mai educat, așa, mai spălat. Mă înțelegeți? Nu prea văd... Nici nu te rog să comentezi, Vlad. 0372069599. David, bună ziua! David! Frică! Hey, salut, David! Da. În sfârșit, vorbesc cu Moise Ungureanu. Nu chiar, să știți că de data asta este Moise Guran, nu e Ungureanu. Asta Ungureanu n-a venit. Scuze. Nu-i nimic. Vă iertă. Și e Vlad Petreanu cel care v-a spus asta. E o încurcătură de lin. Nu Pietreanu, cum i-am zis eu. Așa. Bun. Da. Ia ziceți, David, de unde ne sunați? Din Brașov. Așa, ia ziceți, domnul David. Mai... ce să vă zic? Sunteți foarte surprins de asta. Vreau să vă zic numai... Sunteți maghiar? Poftiți? Sunteți nu, de sunt american. Sunt american. Stabilit aici de 5 ani de zile. Da. Ah, ok. Da. So, da. Ați votat? Did you vote? Aoleu. Da, nu. Pentru că, nu, de obicei eu sunt republican, dar eu sunt din cei pe care ați zis că am fost revoltat de domnul Trump și nu am vrut să votez nici cu el și nici nu puteam să votez cu Hillary. Și așa că nu m-am dus la ambasadă, nu am votat. Dar David, puteți să ne explicați, David, puteți să ne explicați cum a câștigat la o distanță atât de mare și a surprins pe toată lumea Trump, pentru că estimările erau că o să câștige Hillary. Vorbiți, presupun că ați rămas în legătură cu familia, cu prietenii noastre din stat. Vă rog. Da. Deci foarte clar și simplu. Măi, cei care sunt din media la noi în America, da. 90%, și asta nu e așa opinia mea, chiar 90% sunt democrați. Da. Au fost mai degrabă cu această ocazie, au fost anti-Trump mai degrabă decât că sunt democrați. Da. Și de obicei santaje, dacă uitați și în trecuturi, spre exemplu, când a ieșit Bill Clinton a doua oară, spunea că o să câștigă cu double digits, adică sumă din asta de peste 10. 15 puncte, așa. Mă rog, ce o fi. Mai mult de 10%. A câștigat, dar a câștigat cu puțin, înțelegeți? Adică, de obicei, sondaje arată, deci, când vă uitați la politică în America, dacă sondaje zic că, orice zic sondaje, trebuie să dați și din dreaptă câteva puncte mai multe, pentru că Îi favorizează pe democrați sondajele, asta ziceți dumneavoastră. David, dacă toți sunteți aici și trăiți cu noi, cum vedeți dumneavoastră modul în care această schimbare din America, noi suntem tentați să o considerăm istorică, nu știu dacă dumneavoastră, dar cum credeți că va influența România? Mai odată cu NATO, că am inițiază că noi, și așa este, deci o mare parte din bugetul nostru este pe militar și am și eu mulți prieteni care s-au rănit voi și asta mă bucur că eu nu am făcut, eram aproape să fac, mă rog,
Da, cu NATO ar fi cea mai degrabă pentru România, dar însă, habar nu am ce o să facă Trump, pentru că... Dar curiozitatea mea este următoarea. Deci există un agreement bipartizan, adică cheltuielile militare sunt sprijinite bipartizan din totdeauna în Statele Unite. Nu există o dispută între Partidul Democrat și Republican privind tăierea cheltuielilor militare din câte știu. Ba da, nu, ba cât da, poate da, să influențeze Trump? Patit? Cât poate să influențeze Trump asta? Mai are... Nu, dar ce mai degrabă este republicanii, ce avem? Acum avem amândoi, avem și House-ul și Senate-ul. Da, înțelegeți? Casa reprezentanților și Senatul stale republicanilor. Da, și bineînțeles, băieții ăștia, na, vor să cheltuiesc banii pe rocheți, nu vor să dau banii. Deci, la noi, la tot ce înseamnă facultății, universității, sunt liberali. Da? Și da... Bine, David, pot să vă mai întreb ceva? Acolo, ziceți că sunt... acolo. Da, David, ziceți că sunteți de 5 ani în România. Spuneți-mi, da. Nu, vă întreb ce faceți în România și cum ați găsit țara. Chiar sunt curios. Doar n-ați venit cu o rachetă, nu? Spre de veselu. Da. E, ca acolo, da. Știți cum este. Cu... Românii se pricep la treaba din asta, mai bune ca americanii de rând. Da. Deci, eu am venit aici cu un ONG-ul, mulți care mă aud acum mă cunoaște. Da, eu am un ONG-ul, ajut oameni să-mi fieți copii, să nu mai fie copii plasați în instituții, ci să fie cu oamenii. Și cum vi se pare România și cum vi se par românii? De curiozitate întreb, dacă tot sunteți un american rătăcit la curtea lui Mitică. De fapt, din Brașov. Iubesc România, iubesc român. Am stat 4 ani de zile în București, acum sunt în Brașov. Sincer, aglomerație și, mă rog, mai multe e mai bună aici în Brașov. Așa zicem românii, și noi bucureștenii. Da. Dar românii, ce vreau să zic, întotdeauna și în istorie dumneavoastră pe care am citit, problema a fost că nu ați stat uniți, înțelegeți? Adică ați stat fiecare pe cont propriu, fiecare pentru numai nu el și numai pentru familie lui. Da. David, mulțumim foarte mult, mai sunați-ne. Da, sunteți simpatic. Suntem uniți de 150 de ani, ne mai străduim. Nu, vrea să spună că fiecare e pentru el. Da, în sensul ăsta. Suntem prea individualiști până la urmă. Are legătură. Bună ziua, Andreea. Bună ziua, domnilor. Vă ascultăm. Din București, da. Vă rog. În primul și în primul rând, cred că este o problemă, tocmai am prins discuția spre final și s-a pronunțat un cuvânt la care eu rezonez foarte mult, și anume solidaritate. Am crezut că rachete. Nu e cazul, sperăm încă. Aș vrea un pic să vă povestesc despre cum simțim noi în business, pornind de la Brexit și acum și neliniștea din America. Oamenii se vor orienta, companiile întotdeauna se vor reloca. Deja foarte multe companii chineze cumpără pământ african, investesc în Africa, adică dacă nu o să fie China, sigur va fi o reprezentantă a Chinei din, să zicem, Mali, Nigeria, undeva. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că jocurile încă nu s-au făcut până la capăt. Aceste schimbări de care vorbiți dumneavoastră, Andreea, într-adevăr, și de care vorbim noi, de fapt, în această emisiune, nu se fac așa de azi pe mâine, că exact, a ieșit Trump azi noapte. Vor fi niște ani de zile în care vom simți treptat, poate, la fel cum și despre dezangajarea de care vorbeam mai devreme cu Vlad, a Americii, chiar în Orientul Mijlociu sau în Europa de Est. Gândiți-vă că a durat 8 ani. Două mandate Obama, de fapt. De asemenea, domnul Trump, uită, am citit asta, nu mai țin minte, cred că chiar un președinte sau un premier, nu mai țin minte, că tot așa venind, apropo, în cazul discuției despre tehnocrați, faptul că, spre deosebire de postul, de fișa de post a unui CEO, unui director general de corporație, un președinte nu poate să își concedieze poporul. Uh-huh. Și prin urmare, cred că discursul, deja am văzut de la prima înfățișare, începe să fie ponderat, începe să nu poată să bifeze tot ce și-a dorit el în momentul în care a îmbrăcat acel costum de Super Donald Duck Trump.
Nu cred că jocurile Duck sunt făcute. Funnel, cred că... cum ar fi o traducere a unui slogan românesc. Da. Da, da. Nu cred că jocurile sunt făcute. Într-adevăr, și pe mine mă îngrijorează foarte mult securitatea. Aceea este problema a României. Da, în continuare, cred că suntem mult prea aproape și geografic vorbind mult prea înghesuiți între prea multe interese. De asta, speranța mea este într-o mai bună solidaritate. Ok, cred, foarte interesant da, ceea ce spuneți, da. Adică, cred că este de datoria tuturor oamenilor, în special elitelor, de orice fel. Dacă cineva se consideră superior față de concetățeanului din orice punct de vedere, să întindă o mână și să suporte un dialog care poate îl înnebunește, pentru că noi evităm pe stradă. Doamnă, cu tot respectul, sunteți cumva... Deci eu traduc așa ce ne-a spus ascultătoarea noastră. Va trebui să... Eu așa m-am gândit azi dimineață când am luat-o spre radio, numai la asta m-am gândit, Doamne, cum să facem să avem și noi un lider care să știe să treacă această țară prin acest infern care pare să se profileze pe plan internațional, o furtună pe plan internațional. Da, eu cred că... Până o concluzie, că închidem. Da, concluzia mea este următoarea. Eu cred că acum, și mă refer la România, este mai acută ca oricând alegerea pe care trebuie să o facă elitele politice între responsabilitate și populism. Și la noi în țară. La noi în țară. Și n-am nici o îndoială că vor alege populism. Băi, eu zic că e momentul nostru, nu al elitelor, al nostru, al celor care votăm. Frățioare, va trebui să alegem pe cineva care va ști să ducă, să păstreze România sigură, în primul rând. Mă înțelegi? Sigură, nu mai zic altceva. Mai vorbim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.